Bună seara și bine ați venit la ultimul webinar din seria celor patru dedicate programului gratuit de învățare a programării Scratch. Pentru ultima oară, vă întâlniți online cu mine, Ana, parte din echipa Asociației TechSoup și a programului Predau Viitor. Ne bucurăm să vedem, prin feedback-ul primit de la Oana, cât de mult ați evoluat și felicitări încă o dată pentru toată munca depusă. După acest webinar, vom reveni pe mail cu toate informațiile legate de ultima temă, diplome și proiectul final individual, care presupune exersarea la clasă cu elevii a unui proiect Scratch. Oana, mulțumim că ești din nou alături de noi, iar când vrei, poți începe. Bună, Ana. Bună seara tuturor. O secundă să-mi șeruiesc ecranul. Perfect, ar trebui să-l vedeți. Bine v-am regăsit! Mă bucur mult să vă avem din nou aproape. Nu știu dacă vă vine să credeți, dar am ajuns deja la cel de-al patrulea, al patrulea webinar din seria Scratch. Mie una, mi se pare că a trecut timpul foarte repede. Acesta este practic ultimul webinar în care ne vedem în această formulă, cel puțin. Sper că până în acest moment să fi învățat cel puțin câteva lucruri noi, dacă nu chiar să vă fi consolidat cunoștințele și mai ales încrederea noastră, atât în abilități, cât și în ustensila în sine, legat de faptul că puteți lucra cu Scratch la clasă, indiferent despre ce vârstă vorbim. Felicitări pentru teme, așa cum zicea și Ana, apreciez că ați depus acest efort, v-ați luat timpul, știu că este o perioadă aglomerată pentru dumneavoastră, așa că mai ales celor care s-au depășit și au trecut și la partea opțională și chiar mai departe, țin să le transmit că apreciem foarte mult efortul. Nu în ultimul rând și înainte de a uita să spun acest lucru, vă rugăm să ne trimiteți și povești de succes sau mici anecdote de la clasă, despre cum v-a ajutat ceea ce ați învățat în această serie de webinarii. Ne-ar bucura foarte mult și ne-ar da probabil inspirație să continuăm cu astfel de proiecte și pe viitor. Bun. Și acum să recapitulăm ce am făcut data trecută. Am povestit întâi despre temă, ceea ce vom face și astăzi, vom începe cu tema. V-am arătat cele două soluții, în primul rând partea de bază și apoi cea opțională. Am răspuns celor trei întrebări primite în cadrul temelor și am văzut și un exercițiu care rezolva una dintre ele. Apoi am trecut în revistă blocurile specifice de tip date și mai multe blocuri. Iar apoi am trecut la partea practică, da? Am făcut două exerciții. Primul consta în folosirea unei liste și adăugarea, ștergerea elementelor dintr-o listă. Era exercițiu cu crabul pe plajă și cu mai multe animale. Așa. Iar cel de-al doilea exercițiu era cel cu merele care cădeau din cer și care trebuiau prinse într-un coș. Aici exersam partea de date, cum să inițializăm o variabilă, cum să incrementăm și, sigur, cum să condiționăm terminarea jocului. În regulă. Să începem și astăzi cu tema, vom trece în revistă tema. Pe scurt, enunțul era legat de alegerea unui decor, sigur, trei personaje, două care trebuiau să cadă din cer, ca să zic așa, iar cel de-al treilea, un coș, de exemplu, trebuia să le prindă. Unul dintre personaje era zâna bună, să zicem, ne aducea puncte, în timp ce cel de-al doilea ne scădea puncte dacă atingea coșul care trebuia să le prindă. Sigur, n-am avut un număr limită de personaje, asta rămânea la latitudinea dumneavoastră. Și în ultimul rând ne interesa să programați astfel încât la apăsarea unei taste sau a stegulețului verde să începem un joc nou, da? Să resetăm toate datele. În regulă. Am și, probabil, puteți să vedeți deja jocul meu de astăzi, tema de bază. Pe scurt, am să închid această, așa. Pe scurt, în momentul în care declanșam start, aveam o grămadă de mere și o grămadă de stele care cădeau din cer. Asta rămânea la latitudinea noastră și sigur să le programați cum vreți, fie cădeau câte unul, fie cădeau mai multe în același timp. Vă arăt și forma asta ca să vă dau și mai multe idei pentru viitor. Bun, trecem la coșuleț. Nu voi insista foarte mult. După cum vedeți, partea de coș era destul de simplă. Când apăsam săgeata dreaptă, mergeam la dreapta. Când apăsam săgeata stânga, mă deplasam la stânga. Un lucru pe care țin neapărat să vi-l menționez aici, pentru că am văzut într-o temă un lucru care m-a confuzat în primul rând la un moment dat,
Practic, să vă închipuiți că era o pălărie, iar pălăria era întoarsă cu capul în jos, adică era întoarsă 180 de grade. Iar în momentul în care apăsam tasta dreapta, mă deplasam la stânga, iar în momentul în care apăsam tasta stânga, mă deplasam la dreapta. Și de ce se întâmpla acest lucru? Practic, prin simplul fapt că cumva întoarcem ordinea, da, lucrurilor, am să vă și demonstrez, la mișcare pot să-mi rotesc coșul, de exemplu, da? Am să-l încerc să-l întorc și să vă arăt despre ce este vorba. Practic, el se deplasează pe aceeași, pe aceeași, își ține direcția, da? Obiectul își păstrează direcția. Deci, în momentul ăsta, apăs în partea dreaptă, da? Vedeți că apăs pe tasta dreaptă și coșul mi se deplasează la stânga, da? Deci, țineți minte că acest lucru nu se schimbă, va trebui noi să ne adaptăm la el. Da? De exemplu, dacă îl rotesc puțin în, la 45 de grade, să zicem, el se va deplasa acum pe această axă. Da? Vedeți, acum apăs tasta stânga, mă duce în jos, tasta dreapta în sus. În fine, astea sunt așa poate mici detalii, dar am ținut neapărat să vi le menționez și de dragul cunoașterii ustensilei, da, Scratch, dar și ca să știți în cazul în care vă loviți de acest caz. În regulă, așa cum ziceam, nu-i foarte mare bătaie de cap aici, la partea cu coșul sunt sigură că n-ați avut probleme. Bun, partea de măr și, mă rog, cele două obiecte care trebuiau să cadă din cer aveau o abordare destul de similară, adică depindea sigur de dumneavoastră ceea ce vreți să programați. În principiu, pentru mine, în cazul meu, am ales să arăt doar variabila mere și cum stau acolo. Așadar, nu am inițializat o variabilă pentru steluță, de exemplu. Dar, sigur, nu era o problemă. Nu voi insista foarte mult ca să trec printre toate cumva blocurile. Pe scurt, voi trece mai degrabă în revistă anumite mici probleme pe care am văzut că le-ați întâmpinat sau lucruri care poate nu v-au fost destul de clare de la început. Așa cum ați observat, e foarte important să creați o clonă a obiectului despre care vorbim, da? Adică dacă sunt pe obiectul măr, fie folosiți, creează o clonă a eu, a mea, să zicem, fie Apple 2, e același lucru, da? N-are niciun rost să faceți o clonă a unei steluțe în acest caz, da? Mărul este cel pe care vrem să-l controlăm aici. Apoi, am observat că au fost probleme la partea de, în momentul în care un obiect începe ca o clonă și, de exemplu, îi spuneam să se ducă cumva în cer, da, în partea superioară a jocului, a tablei de joc, mai corect spus, obiectele nu cădeau. Da? Acest lucru se întâmpla din cauza faptului că puțin mai jos avem acest bloc de repetă până când, în care practic verificam dacă atinge marginea sau dacă atinge coșul nostru. Pentru că marginea, așa cum ziceam săptămâna trecută, înseamnă toate laturile acestui dreptunghi, ca să-l numesc așa, al suprafeței de joc. Practic, el atingea, fiind ascuns undeva sus, atingea marginea de sus, cauzând, practic, să se ascundă obiectul nostru. Dar nu intra în acel bloc. În regulă. Și atunci, cumva, întotdeauna să... Da, dacă dau click, puteți să observați în partea superioară că mărul meu se ascunde acolo, la fel cu steluța. Au fost însă cazuri de obiecte poate mai mari, da, efectiv, îmi amintesc acum un balon de acest tip, așa, care era ascuns aici, da, chiar pot să-l ascund, de exemplu, acum, așa, și nu cădea, numai nu cădea. Bineînțeles că nu cădea, pentru că el atingea marginea și nu intra în acel loop. Bun, deci atenție la partea asta, puteți să puneți chiar numere mai mici ca să fiți siguri că va cădea, ori puteți să verificați în orice moment unde este obiectul dumneavoastră. Dacă vedeți că cumva iese din suprafață de joc, puteți fi siguri că da, asta este problema. În regulă, un alt aspect, da, voi merge și la steluță, practic aici am făcut
chiar mai puține lucruri, pur și simplu ascundeam obiectul. Condiția era tot ca mere, bucățile mele de mere, da, să fie mai mare ca 5. Și aici vă voi arăta de ce 5, mai mare decât 5 și nu egalitate. Așa. Și pur și simplu cream o clonă, așteptam un număr aleatoriu de secunde, iar când începeam ca și o clonă, da, pur și simplu mă duceam sus, da, în partea superioară și repetam. Ca să vedeți cum am făcut să cadă mai multe obiecte în același timp, pur și simplu în momentul în care creez o clonă, în loc să creez o singură clonă, da, creez mai multe. Adică dacă inițial, săptămâna trecută, aveam ceva de genul acesta, da, cream o clonă în momentul în care eram în această buclă, pur și simplu pot să creez mult mai multe repetând de un număr aleatoriu de ori, de exemplu. Da? Bun. Asta e partea cu cum să fac mai multe obiecte de același tip să cadă în același timp. Și acum să trecem la partea de mere mai mare decât 5. De ce mere mai mare decât 5? Sigur că inițial, probabil, instinctul nostru ar fi să repetăm această buclă până când ajungem la 5 mere colectate sau 10, da? Să punem un număr fix. Problema este că în acest moment, sigur, avem două obiecte la modul în care funcționează. Problema este că variabila, comparând variabila cu 5, da? Vreau ca mere să fie egal cu 5, e posibil ca... Sigur, ajungem la mere mai mic, avem 4 egal cu 5, nu egal cu 5, mai merge o tură. 5 este egal cu 5. Sigur, ideal ar fi să ajungă în acel punct, dar există cazuri în care, de exemplu, aș putea să încerc să vă demonstrez, practic am primit mult mai multe mere în același timp, cauzând ca jocul meu să ajungă la 6 mere, nu la 5 mere. Ceea ce a determinat programul să continue, da? Pentru că bucla zicea mere 6 egal cu 5. Nu egal cu 5, mă mai duc o dată, da? Aceasta fiind problema pentru care nu verificăm aici dacă mere este egal, nu verificăm egalitate, verificăm întotdeauna inegalitate. Fie că e mai mic, fie că e mai mare. Bun. Și cu asta trecem și la următorul. Da, la exercițiul cumva care ne-a dat bătăi de cap, știu, mulți dintre dumneavoastră ați avut întrebare legată de timer, da, de acel cronometru, ce se întâmplă cu el, ce-i de capul lui. Acum, ca să vă răspund la prima întrebare, care era, se poate opri cronometrul? Răspunsul este nu, nu-l putem. Îl putem reseta, îl putem pune la zero, însă nu-l putem opri deloc, da? Așadar, ca să vă arăt și cum am făcut eu, în momentul în care am definit practic un bloc extra, o funcție, să zicem, da, și am verificat din nou inegalitatea, am verificat dacă cronometru este mai mare decât 10 secunde, da, și pur și simplu introduc partea, mesajul de care ziceam, pe care vi-l specificam în temă, da? Bloc pe care ulterior îl folosesc în cele două declanșatoare, da? Și când apăsta asta stânga și când apăsta asta dreapta. Știu că ați avut probleme, unii dintre dumneavoastră nu erați sigur dacă să facem un măr sau, mă rog, o steluză, care din obiecte se spună mesajul, ați mai adăugat un al patrulea, nu e nicio problemă și asta era o soluție. Vă arăt perspectiva mea, cum s-ar zice. În regulă, și cu asta putem să trecem și la sesiunea de întrebări. Mă rog, am primit mai multe întrebări în cadrul temelor și aș vrea neapărat să le adresăm ca să nu le lăsăm descoperite. Prima întrebare era dacă se poate apela același bloc de mai multe obiecte. Da? Avem obiectul măr, obiectul stea. Și să zicem că aș vrea să folosesc pur și simplu acest bloc, să-l definesc o dată și să-l folosesc atât la măr cât și la steluță. Pe scurt, răspunsul este că nu putem să folosim același bloc în cadrul obiectelor diferite, pot doar în cadrul aceluiași obiect, da? Cum este cazul
cazul coșului, am definit o funcție și o putem folosi în alte bucăți de cod. Bun. Dacă putem opri cronometrul, am discutat. Dacă putem copia blocuri compuse de la un personaj la altul, da? Din păcate putem. Zic din păcate pentru că vă recomand să nu fie, nu știu, o funcționalitate pe care să o prezentați sau să le faceți cunoscută elevilor. Cum ziceam, repetiția e mama învățării. Sigur că în viața reală ideal ar fi să nu repetăm cod, însă ne uităm și la limitările blocului Scratch și da. Haideți să vedem, să facem un demo aici. Practic, clic dreapta, duplică și încerc să mă duc peste ea. Da, nu știu că vedeți, dar l-a pus peste, practic. Asta e forma prin care puteți să duplicați un bloc între personaje. Am să șterg. Așa, văd că laptopul meu începe să se încălzească. Dacă auziți un zgomot, să știți de unde vine. Bun, cum putem remedia problema cronometrului? Ana îmi spune că avem o întrebare. Cum putem micșora un obiect, dacă înțeleg? Obiectul putem să-l micșorăm, de exemplu, haideți să luăm bowl-ul meu, da? Avem în partea de sus mai multe icoane, da? Unul e duplică, primul este duplică, cel de-al doilea este șterge, cel de-al treilea mărește, iar cel de-al patrulea micșorează, da? Nu în ultimul rând, ultimul și poate cel mai important e ajutor despre blocuri, pe care vă rog tare mult să-l țineți minte, pentru că sunt sigură că este primul ajutor în cazul în care nu știți ce face un anumit bloc efectiv, da? Așadar, revenind la întrebare, pe scurt, ca să micșorez un obiect, dau click pe icoană și apoi mă deplasez deasupra obiectului pe care vreau să-l micșorez. Da? Cel mai simplu. Sigur, mai avem și o alternativă, ca să zicem așa, dacă merg pe costume, da, pot să-l manipulez. Și din nou, dacă dau click pe el, pot să-l măresc sau pot să-l colorez. Pot să fac mai multe lucruri. Se pare că era colorat de desubt. Foarte interesant. Bun. Puteți să-l și colorați de aici. Vom vedea, de fapt, mai târziu, în cadrul unui exercițiu, mai multe despre asta. În regulă. Dacă se pot copia blocuri de la un personaj la altul, l-am povestit, da? Cum se poate remedia problema cronometrului? Aici povesteam din nou de faptul că mulți dintre dumneavoastră ați încercat practic să verificați dacă cronometrul ajunge la 10, atunci oprește execuția. Însă, cum ziceam, cel mai bine este să verificăm inegalitatea. Nu este ușor pentru un sistem să se oprească la egalitate. Așa, blocurile de la un personaj la altul se pot copia, perfect. Și nu în ultimul rând, cum instalăm Scratch Offline, da? Să vă arăt pe scurt, voi merge în browser. Hai să mă duc la acasă, efectiv, da? Avem pagina de Scratch, scratch.mit.edu. Iar în partea de jos, chiar jos, avem partea de suport, da? În blocul de suport avem un link care zice Offline Editor, da? Să-l pun și pe română, probabil va fi mai ușor. Așa, nu cred că... Editor offline. Bun, perfect. Practic, avem aici toate instrucțiunile. Cel mai ușor, dacă vreți să-l instalați, de exemplu, la clasă, să lucrați cu copii, ar fi, vă recomand cu căldură această opțiune. Descărcați editorul offline și pur și simplu urmați pașii. Sunt trei pași, după cum vedeți și aici. Aveți de instalat Adobe Air. Vă spune și vă îndrumă în funcție de sistemul nostru de operare, dacă este Mac, Windows sau Linux, ce anume să descărcați, la fel cu descărcarea editorului offline și, de fapt, ultimul este, într-adevăr, materialele de suport, dacă mai aveți nevoie. Deci ar trebui să fie foarte simplu și încă o sugestie de ce, încă un plus pentru a folosi Scratch offline este faptul că nu aveți nevoie să fiți conectați la internet în cadrul orelor de informatică. Nu știu pentru dumneavoastră cum este, dar pentru mine este de-a drept o provocare să-i fac pe copii să fie prezenți și să folosească Scratch și nu să meargă repede la YouTube sau la alte, mă rog, să navigheze pe internet. Așa că multe plusuri. În regulă. Sigur, dacă aveți orice nelămuriri, întrebări despre partea de instalare, puteți să ne scrieți oricând. Și, de fapt, nu doar de partea de instalare. În regulă.
Am discutat și despre temă și acum ne putem îndrepta atenția către tema de astăzi. Dacă până acum am lucrat mult cu personaje și mai degrabă sub formă de jocuri, astăzi vom fi puțin mai artistici, sau cel puțin așa vom încerca, ca să vă surprindeți practic și copiii care au astfel de aptitudini și care nu știu ce să facă cu tehnologia, pentru că pe ei interesează, nu știu, partea artistică, arta. În regulă. Cred că viitorul este al copiilor sau al persoanelor care vor putea combina două domenii diferite, adică vei ști puțin, vei ști să programezi, dar te interesează și, nu știu, arta, te interesează domeniul medical și vrei să le combini pe cele două. În regulă. Astăzi ne focusăm pe trei blocuri. Nu voi salva proiectul. Practic, vom vorbi despre când se trece la un anumit fundal. Veți vedea îndată la ce mă refer. Da. Când se trece la un anumit fundal, cum să expediez un mesaj la toate personajele și ce să fac când primesc un mesaj, da? Primul exercițiu, așa cum vedeți deja, este o felicitare. Cum ziceam, vrem să fim mai artistici astăzi, așa că vom folosi blocul când se trece la un anumit fundal, da? Să vă fac un demo. Cel mai bine, da, avem o maimuțică care e foarte sântăreață și avem o săgețică care se mișcă în momentul în care pun mouse-ul pe ea. Da? Ideal ar fi să-i dau click și în acel moment se va deschide și îmi va arăta un mesaj. În regulă. Nu pare ceva foarte complicat, însă avem mai multe aspecte aici pe care aș vrea să le menționăm. În primul rând, să vă spun despre decor. Da? Am creat această, mă rog, felicitare făcându-mi eu acest decor. Și cu asta vreau să vă arăt cum pot să import un decor nou. Da? Am aici butonul de încarcă decor din fișier. Dacă țineți minte, fie putem să alegem un decor din librărie, fie putem să ne-l pictăm noi, da? Asta e partea de pictare, am să închid. Fie pot să fac import sau chiar să iau o poză, să fac o poză pe la cameră. Iar aud laptopul că se încălzește, îmi cer scuze pentru asta. Așa, deci practic pot să încarc un decor pe care l-am pregătit, da? Care este practic extern librăriei. Sunt trei plicuri, cum s-ar zice, cum s-ar traduce în română. Am să vi le fac disponibile după webinar, am să le trimit Anei să le aprobeze ca să le aveți și dumneavoastră. Le puteți refolosi, le puteți colora, le puteți mări, micșora, cum vreți dumneavoastră. Da? Bun. Și apoi să trecem la fiecare dintre obiecte. Practic, puteți adăugați câte obiecte vreți noastră, e foarte simplu. Începem cu maimuțica, da? Cel mai important lucru pentru acest fundal, practic vrem să arătăm cum să-l manipulăm astfel încât să treacă în cele trei stări, da? Prima care e închisă, întredeschisă și apoi chiar deschisă. Ideea ar fi ca, sigur, cei pe copertă să nu se afișeze în momentul în care am felicitarea deschisă. Așadar, e chiar cazul maimuței noastre de astăzi. Practic, la partea de evenimente aveți când se trece la fundalul Envelope One, da? Envelope One, sau mă rog, primul plic, este în momentul în care văd primul plic, vreau să mi se afișeze maimuța. Și apoi, la infinit, aș vrea să își schimbe costumele și să aștepte câteva secunde între ele, sigur, ca să le putem observa mai bine. Acum, aș vrea neapărat să vă arăt partea asta de costume, pentru că e foarte simplă, da? Dacă o vedeți aici, am mai multe costume de altfel. Costumele le-am făcut, sigur, mi-am ales un obiect care are mai multe costume din start și în același timp, ce am făcut, am duplicat efectiv mai multele. Am să opresc execuția ca să pot să vă arăt. De exemplu, cu click dreapta pot să-i dau duplică. Îmi mai face un obiect, îl adaug în coada listei, da, de maimuțe și efectiv ce am făcut, pentru că probabil ați văzut că maimuța mea e foarte sătreață, pur și simplu i-am schimbat poziția. Da? Asta îmi determină să meargă în locuri diferite
De felicitare. În regulă. Apoi, deci e atât de simplu să faci ceva cumva diferit. Sigur, în momentul în care trecem la fundalul, da, plic 2, când e între deschis și apoi deschis, da, care e envelope 3, vrem să spunem menuța. E atât de simplu. Da? La partea de săgeată, vrem să-i spunem de fiecare dată că atunci când dăm click pe steculeț, avem acest bloc care se pare că nu este tradus în limba română, switch backdrop to envelope 1, dar practic spune schimbă, te rog, decorul pe plicul 1 și afișează-l. Da? Deci, practic, de fiecare dată când încep, te rog să când dăm start, vreau să-mi afișez felicitarea închisă. Arată-mi săgeata și la infinit avem o buclă. Dacă mouse-ul, dacă cursorul mouse-ului atinge săgeata, vreau să te duci la costumul următor. Din nou punem o așteptare de câteva secunde ca să putem să observăm, să fie vizibile, să fie trecerea la costumul următor. Din nou, vrem să declanșăm deschiderea felicitării cu un click pe săgeată și atunci îi spunem, când dăm click pe acest personaj, da, când dăm click pe săgeată, vreau să schimb decorul la decorul cu numărul 2, să aștepți câteva secunde și apoi să îl schimb către plicul 3. Da? Iar apoi să-l ascundem. Vrem să-l ascundem pentru că, sigur, săgeata face parte din copertă, nu din conținut. Așa. Este atât de simplu. Partea de așteptare pentru câteva secunde este mai mult ca să putem să facem o trecere naturală, înceată, ca și cum am deschide, practic, o felicitare. Bun, în cadrul, cât despre butonul 4, mă rog, așa-l cheamă aici, da, practic e partea inversă, da, în momentul în care am felicitarea închisă, nu vreau să-l văd, da? Nu vreau să le afișez, deci le ascundem. Vorbim de acest bloc. Iar în momentul în care trecem la fundalul 3, îi transmit o poziție, vreau să te duci aici, da? Și vreau să te afișezi. Iar la infinit, din nou, schimbă costumele. L-am ascuns acum, așa-i? Bun, hai să vedem. E aici. Bun. În regulă. Nu în ultimul rând, vreau să vorbim despre acest la mulți ani, care e practic un text scris în cadrul Scratch. Așa. Oricine poate să-și facă un personaj desenându-l. Și aici mă refer la desenează un personaj nou, da? În momentul în care dau click pe un personaj nou, pot să am mai multe opțiuni, da? Am opțiunea de pensulă, de linie, pot să fac un dreptunghi, un cerc, o elipsă, da? Pot să adaug text, pot să umplu cu culoare o anumită formă, pot să șterg, pot să selectez un obiect, da? Să elimin decorul din spatele lui, pentru că aici, practic, este un decor care nu are culoare și cu asta pot să creez o copie. Să vă arăt pur și simplu partea de text, da? Adică, efectiv, voi face click pe bucată, partea de decor, voi scrie bine ai venit, da? Hai să zicem așa. Dacă îl selectez, în partea stânga jos am fondul, da? Cu care vreau să scriu, putem să selectăm mai multe. În partea dreaptă avem culoarea, hai să zicem ce culoare să-i punem, albastru închis, să fie vizibil, da? Apoi pot să-l selectez, să-l fac mai mare. Și apoi pot să-l folosesc chiar direct. Da? După cum vedeți, s-a mutat acolo. Eu pot să fac drag and drop, da? Îl fac click și îl mut, efectiv, pe bucata pe care am nevoie. Și practic, din nou, când trec la fundalul, la primul fundal la copertă, nu vreau să-l văd. Când trec la cel de-al treilea, când felicitarea este deschisă, îi transmit o poziție și îl afișez. Da? Este atât de simplu. Bun. Facem o mică pauză dacă aveți orice alte întrebări la partea aceasta.
Știu că nu e ceva foarte complicat, însă este, aceste blocuri vor, se vor regăsi în temă, așa că am ținut neapărat să vi le arăt. Da, deci până așteptăm efectiv întrebări, aș vrea să vă mai încurajez să folosiți ceea ce vi se potrivește în cadrul clasei. Adică dacă anumite, nu știu, blocuri sunt prea complicate sau credeți că nu vă ajută să vă transmiteți mesajul, puteți să le lăsați la o parte. Sigur, Scratch nu este perfect, ca și orice lucru de pe lumea asta, așa că are și plusuri și minusuri. Nu vă sfiți să-i provocați pe copii să fie critici, să identifice minusurile, să se gândească ce îmbunătățiri i-ar aduce. Sigur, important este să există o doză de obiectivism în partea asta critică. În cele din urmă, cred că suntem mai bine, avem doar de câștigat, pentru că este o ustensilă online, gratuită, pusă la dispoziție, care în cele din urmă chiar are puține bug-uri, dacă stăm să ne gândim. Bun, și dacă vreți să învățați și mai mult sau aveți nevoie constantă de idei pentru exerciții, pentru diferite nivele la copii, sigur, YouTube și chiar site-ul Scratch sunt prietenii voștri cei mai buni. Aveți mereu acolo ceva de găsit. În regulă, dacă nu sunt întrebări, vom trece mai departe. Ana, să mă întrerup liniștită dacă cumva apar întrebări pe parcurs. Am primit o întrebare chiar acum. Este vorba despre decoruri. Cum punem trei decoruri la un loc ca să iasă ca în model? Adică aici? Așa aici? Da, cred că da. Cred că la asta se referă, doamnă. Felicitare, da. Da. Ok, haideți să facem împreună asta. Eventual îmi voi deschide o fișă nouă. Nu o salvez că n-am avut ceva de salvat. Ok. Scuze, tot intru la decor nou, dar important este să fac încarcă decor din fișier. Pur și simplu, în acest moment încarc primul, da, plic. După cum vedeți, are o anumită dimensiune. Eu pot să manipulez, da, de exemplu, să-l fac să se mărească. Uop. Nu de acolo, însă de aici. Așa, bun. Și cel mai ușor este să-l faceți direct de aici. Da? În momentul în care faceți click pe decor și ce ne decor aveți, aici un tab în partea de sus și din nou puteți să faceți încărcare și puteți să le adăugați și pe celelalte. Da? Cele trei. Și din nou le puteți redimensiona la mărimea la care aveți noastră nevoie. Să aveți grijă că să nu faceți ca mine, aveți aici partea de manipulare, colorare și atunci puteți foarte ușor să vă pictați decorurile. Ok. Alte întrebări? Momentan nu, poți să continui. Ok. Sigur. Continuăm. Trecem la al doilea exercițiu. Așa, bun. Vreau să deschid, nu vreau să salvez. Perfect. Avem iar un exercițiu care atacă, în ghilimele, partea mai artistică și care e un pic diferit față de ce am făcut până acum. Cum ziceam, erau mai mult exerciții care dădeau înspre jocuri, da? Jocuri chiar clasice. Astăzi încercăm să manipulăm un creion. După cum vedeți, creionul meu s-a ascuns. Îl aducem din nou mai aproape. Să vă fac un demo întâi, înainte de toate. Practicam acest exercițiu și în momentul în care încep... Ah, ce s-a întâmplat? Practic, ideea este următoarea. Vreau să folosesc creionul, să selectez o culoare, da, în momentul în care dau click cu creionul pe ea, urmând să pot colora cu acea culoare. Da? Ceva voi fi făcut din moment. Aha, este tasta spațiu. Am avut niște probleme cu partea de, acum îmi amintesc, când am pregătit webinarul. Deci, nu, declanșatorul meu nu este tasta, nu este stegulețul verde, ci este tasta spațiu. Haideți să mai încerc o dată atunci. Da. După cum vedeți, am selectat culoarea roșie și pot să
colorez deja. Dacă mă duc spre verde, pot să colorez cu verde. Când mă duc spre albastru, pot să fac cu albastru. Să vedem cum facem asta, da? Bun. Aha, de asta se duce acolo, am înțeles. Practic, partea de butoane sau, mă rog, cele trei culori le-am selectat, mă rog, și le-am desenat eu din nou. Mi-am creat personaje noi din, cu ajutorul pensulei, practic. Așa. Pur și simplu mi-am făcut un personaj nou, am selectat un pătrat dreptunghi și am făcut dimensiunea de care aveam nevoie, efectiv. Cu această bucată, cu această umple culoare, am putut să selectez orice altă culoare aș fi vrut și pot să desenez, da? Ulterior pot efectiv să redimensionez acest obiect, așa cum am văzut deja de câteva ori astăzi, da? Perfect. Urmând ca apoi să-l pot programa. Da? Ce e important de precizat aici, voi merge din nou la costum, practic, dacă, haideți să mă uit la acest buton roșu, practic am două costume, da? Unul care mi indică faptul că această culoare este gata de a fi selectată și cel de-al doilea în care vedem că are un pătrat negru în jurul lui, asta înseamnă că este deja selectat. Dar asta ca să ne putem da seama, ok, ce anume e selectat. Același lucru va trebui să-l fac și pentru culoarea roz, da? Ca să fim eficienți și să nu pierdem foarte mult timp, voi trece peste acest pas și putem să ne uităm direct la unul dintre cele trei. Practic, folosim aici blocurile când se dă click pe acest personaj, expediere de mesaj și ce se întâmplă când primesc eu alte mesaje. Da? Practic, expedierea de mesaje este forma prin care comunică personajele între ele. Da? Asta e cumva forma prin care poate putem să simulăm cumva și să înlocuim faptul că nu putem să folosim același bloc în cadrul mai multor personaje. Așa. Practic, ce se întâmplă? Vreau că atunci când dau click pe acest personaj, adică pe una dintre culori, vreau să trec la următorul costum. Ce înseamnă asta? Că va trece în partea de selectat sau neselectat. Da? În momentul în care dau click pe o culoare, înseamnă că vreau să folosesc. Vreau să le transmit celorlalți un mesaj ca să știe că urmează a fi folosită culoarea albastră, verde în cazul nostru, da? Și atunci ceilalți doi, da? Celelalte două culori sau trei culori sau toate celelalte culori își vor schimba costumele pentru a fi neselectate. În același timp, culoarea verde va primi mesaje de la celelalte culori, da? Așadar, când primește mesajul albastru, trece la costumul 1, da? Costumul 1 fiind costumul în care el nu este selectat. La fel, când primește roșu, mesajul roșu, trece la același costum 1, da? Este foarte intuitiv. Mie mi se pare fascinant modul în care poți pur și simplu să selectezi o culoare și pe urmă să o folosești, fără să depui prea mult efort. Adică am mai văzut exerciții cu creionul, da? Dar parcă astăzi e ceva diferit. În regulă. Și, sigur, cel mai important și eroul zilei de astăzi este creionul nostru. Să vă spun de ce am folosit acest spațiu. Am avut probleme cu declanșatorul. Da? Deci, uneori, așa cum ați văzut probabil și în cadrul webinarului 2, uneori, pur și simplu, cred că sunt bug-uri, oricum, anumite declanșatoare nu funcționează, deși toate, nu știu, au sens, are logică, ordinea codurilor, ordinea blocurilor, însă, pur și simplu, în momentul în care apăsăm declanșatorul, ori o tastă, ori steguletul, nu funcționează. Așa că vă sugerez să nu vă panicați și pur și simplu să încercați un alt declanșator înainte de orice, da? Cele mai ușoare lucruri întâi. În regulă. Practic,
Când a fost asta spațiu, vreau să-l trimit în mijlocul suprafeței de joc, da? De asta l-am setat X0 și Y0, șterg toate efectele vizuale care au fost până atunci, setez grosimea creionului, da? Putem să facem și mai mică și mai mare, cum dorim noi, iar apoi, la infinit, îl ducem pe creion la cursorul mouse-ului. Ce înseamnă asta? Că pot să îl creez, pot practic să-l manipulez și să-l duc încotro se duce mouse-ul. Da? În momentul în care vreau să apăs ceva, vreau să selectez o culoare, verific practic dacă butonul mouse-ului este apăsat din blocul de detecție, da, aici, pun creionul jos, da, la fel cum aș vrea să, dacă aș vrea să desenez, aș pune creionul jos, dacă butonul mouse-ului, în schimb, nu este apăsat, iau creionul sus și practic nu las urme. Este atât de simplu. În momentul în care creionul primește mesaje, da, pur și simplu înseamnă că el selectează culoarea pentru creion și o folosește în momentul în care creionul ajunge să fie jos. Partea asta de trimitere de mesaje mi se pare absolut extraordinară. Puteți să o folosiți și o veți folosi în cadrul temei pe care vă voi menționa-o în curând. Nu vă sfiiți să o folosiți. Am văzut că unii dintre dumneavoastră chiar știu deja și s-au mai jucat, așa că felicitări. Sunt puțini dintre dumneavoastră ați inclus-o în acest moment, însă, sigur, sper doar să vă dea chiar mai multe idei. Și cu asta aș vrea să mai fac câteva observații pe baza temelor și chiar să fac autocritică. Da? Dacă ați observat în momentul în care am început, am vrut să mă joc acest joc, am apăsat asta steguleț verde. Însă a fost doar o presupunere că apăsând asta verde, voi începe jocul. Da? Una dintre, cred că, observațiile pe care aș vrea să vă fac și să mi-o fac mie, asta pentru că nu avem neapărat o gândire de design, da? de care este experiența jucătorilor noștri sau experiența celor care ne vor folosi programele, este cumva cât de ușor le este jucătorilor să joace jocul tău. Da? Probabil că în cazul meu cel mai ușor ar fi fost să fi avut un mesaj undeva în partea de sus care să fi spus, apasă tasta, spațiu pentru a începe. Da? În acest moment habar n-aveam, încercam să apăs taste să văd ce se întâmplă. Am pățit asta și în cadrul temelor dumneavoastră, voiam să mă joc, mă jucam și ziceam, bine, dar nu sunt, e doar un obiect care cade, de ce? Ca să mă uit, ca să fie cazul să mă duc în cor. Pot să verific, poimerele cad la apăsarea stegulețului, baloanele la apăsarea tastei spațiu, ca să ștergem, apăsăm blocul Z, nu știu, orice. Era destul de dificil și neintuitiv, da? Țineți minte acest lucru și promit și eu că îl voi ține minte și îl voi include în cadrul exercițiilor mele. Apoi, este partea de acțiuni intuitive pe care aș vrea să o țineți minte, cum ziceam, poate sună la mintea cocoșului faptul că atunci când apăs săgeată dreapta, mă aștept ca personajul meu să se deplaseze la dreapta, la fel când apăs săgeată în sus. Sigur, am văzut și la copiii mei de multe ori că încurcă tastele, că le programează greșit, acțiunile nu sunt intuitive. Încercați să evitați acest lucru, să faceți jucătorul, da, cel care joacă sau cel care folosește programul să fie cât mai angajat, să fie prins. Vrei să faci, să aibă o experiență cât mai ușoară, să nu trebuiască să, nu știu, să facă întâi debugging, da, înainte de a începe, să vadă cum funcționează. Și în materie de cod, țineți minte să nu lăsați blocuri care sunt nefolosite, aiurea, da? Prin asta mă refer la efectiv blocuri care sunt lăsate așa, da? O condiție care nu și-are locul. Și la fel, sigur, cât mai puține blocuri care se repetă. Știu că nu putem evita asta întotdeauna cu Scratch, dar să țineți minte că atunci când puteți, este o opțiune de dorit.
Bun. Și cu asta putem să trecem la tema de astăzi. A fost un, știi, sunt conștientă că a fost un webinar mai light, însă suntem la cea de-a patra sesiune și n-am vrut să vă încarc și mai mult, cu atât mai mult cu cât știu că partea a doua și a treia au fost destul de intense. Tema pentru acasă, însă, sunt sigură că vă va da loc atât, mă rog, vă va da locul de creativitate pe de o parte și în același timp vă va da și mai mult de gândit. Ceea ce cred că este o abilitate pe care ar fi de dorit să ne-o cultivăm și noi ca persoane în general, dar mai ales să le cultivăm copiilor noștri. Și tema sună așa. Dacă până acum am făcut jocuri, de data asta vreau să creăm o poveste interactivă care va folosi cel puțin trei decoruri. Puteți să vă faceți analogie cu decorurile, da, cu plicul meu de astăzi. Puteți să folosiți ca decor fie decorul din librărie, da, cele puse deja la dispoziție de către Scratch. Voi folosi un decor doar ca să vă arăt și că puteți să le modificați. Așa. După cum vedeți, mi-a rămas așa. Practic, la ce mă refer că puteți să le modificați? Pur și simplu le adăugați în partea de decoruri și puteți să, nu știu, umpleți cu culoare, să faceți anumite. Vreți să faceți un cerc și să-l umpleți? Habar n-am. Sigur, ar putea să fie orice. Bun. În același timp, puteți să realizați dumneavoastră sau elevii dumneavoastră, am avut chiar persoane dintre cei care au fost la webinarii, care ne-au mărturisit că au avut decoruri create de elevii lor, ceea ce mă bucură. Așadar, puteți să creați dumneavoastră decoruri, nu e nicio problemă, da? Mă interesează să văd că folosiți cel puțin două personaje, pot fi și mai multe, nu e problemă. Ulterior, vreau să vă rog să adăugați interacțiune cu utilizatorul, da? Aici poate să fie o plajă largă de acțiuni pe care le puteți implementa. Fie puteți să aveți butoane de apăsat, da? De exemplu, apasă start pentru a începe, fie că avem de răspuns la o întrebare, dacă vă amintiți, partea în care folosind blocul pune o întrebare și așteaptă. Fie că are de primit un mesaj, la fel cum am făcut astăzi, fie că are de schimbat un fundal. Așa. În timp ce povestea se derulează, aș vrea să vă rog să simulați un peisaj viu, adică, de exemplu, folosiți elemente care se mișcă. În cazul nostru ar putea să fie, de exemplu, nori care trec de la stânga la dreapta sau frunze care cad din copaci, zăpadă care cade din cer. Soare care schimbă intensitatea razelor, da? Prin elemente foarte mici și simple puteți să faceți cumva un cadru mai realist. Apoi, sigur, ținând cont de evenimentele mă rog, de sugestiile menționate mai devreme, cât mai puține evenimente declanșatoare, da? Dacă puteți să faceți totul în cadrul unuia, da? La apăsarea stegulețului sau doar la apăsarea unei taste, ar fi ideal și de dorit. Neapărat vă rog să adăugați o descriere proiectului și vreau cu ocazia asta să vă mulțumesc pentru că de data asta toată lumea a adăugat o descriere, ceea ce ajută foarte mult și arată mult mai utilizabil jocul, da? Îți dă chiar o introducere foarte, foarte caldă a ceea ce urmează. Așa, știu că enunțul este unul larg care vă lasă foarte multă locul de foarte multă creativitate, nu mai avem cerințe extra, da? Din acest punct puteți să mergeți cât de departe doriți. Vă provocăm să vă jucați, în schimb, cu cât mai multe blocuri. Puteți să folosiți blocuri de la începutul seriei. Vă vom specifica anumite. Trei dintre ele vor fi cumva obligatorii, ca să le zic așa. Nu-mi place acest cuvânt de obicei, așa că le evit, dar vi le vom specifica. Așa, dacă sunteți în pană de idei, aș vrea să vă rog să vă gândiți la povestile clasice românești. Da? Pur și simplu, cum ați implementa capra cu trăiesc, de exemplu, într-o variantă digitală foarte simplificată. Și sigur, puteți modifica povestea să se termine cum vreți dumneavoastră, de exemplu.
ustul pe căi de vulpe, soacra cu trei nurori, capra cu trei ies, ce vreți dumneavoastră. Sunteți mai mult decât, aveți mai mult decât libertate. Așa, sigur, Ana vă va trimite toate aceste detalii pe e-mail, să nu vă faceți griji. Eu voi verifica poveștile noastre, sunt foarte curioasă ce veți face. Știu că mulți dintre dumneavoastră aveți o imaginație foarte bogată și m-am bucurat foarte mult să joc jocurile create de dumneavoastră în momentul în care am corectat temele. A fost o bucurie să văd faptul că v-ați ales personajele noastre, v-ați depășit cu anumite folosiri anumitor blocuri, nu ați folosit abordarea prezentată de mine în webinar, ceea ce apreciez foarte mult, pentru că înseamnă că ați văzut o formă mai bună de a implementa și ați ținut neapărat să o faceți, chiar dacă asta a însemnat efort în plus. Și în loc de concluzie, aș vrea să țineți minte că scopul nostru ca și educatori este să ne provocăm elevii să fie creatori, nu doar consumatori. Da? Trăim într-o eră în care telefonul este sau tabletele sunt extensia tuturor și mai ales a copiilor, care parcă s-au născut cu ele. Așa că e important să-i provocăm să înțeleagă ce se întâmplă în spatele unui joc, în spatele unei povești digitale, dacă vreți, să înțeleagă cum este dezvoltat la nivel conceptual măcar, adică să vadă poate șabloane, modele, lucruri care se repetă și care cumva au aceeași logică în spate. Da? La fel cum ați unii dintre dumneavoastră mi-au și spus în cadrul temei, faptul că și cineva chiar a implementat, da, era jocul acela cu paleta în care trebuia avea mai multe mici care coborau din cer și aveai o paletă cu care te deplasai la stânga și la dreapta și trebuia să întorci mingea, să prinzi mingea cum ar veni. Exact, despre asta vorbim, da? Adică observarea anumitor șabloane care se repetă este ceea ce vrem să provocăm și pe ei să învețe, da? E una dintre abilitățile cele mai apreciate în acest moment pe piața forței de muncă, gândirea critică, da, nu e nimic nou. Și cred că Scratch este un pas important de a ajuta să deprind această abilitate. Sigur că și în alte cazuri, limbajul de programare, în cazul nostru putem să-i spunem că e o unealtă chiar, este doar o unealtă. Da? Dacă sunt elevi care sunt frustrați de anumite, nu știu, elemente, de anumite instrucțiuni pe care nu le înțeleg, ajutați să treacă peste ele, să înțeleagă, să se detașeze, să nu urască programarea din simplu fapt că, nu știu, nu le place această unealtă. Și nu în ultimul rând, vreau să țineți minte că puteți lua oricând legătura cu noi și cu mine, efectiv, puteți să le scrieți celor de la TechSoup, vă pot da contactul meu dacă este necesar. Dacă ajută la ceva, fiind din satul mare, îmi place și vreau să ajut tot mai mult. Partea de acolo îmi este și mai ușor, da? Lucrez de la Cluj, dar sunt din satul mare, așa că și sigur și în jurul acestor localități, dacă vă pot ajuta cu ceva prin prezența mea, oricând, cu mare drag, scrieți-mi doar. Și cu asta aș vrea să închei. Aș vrea să vă rog să nu uitați de poveștile sau micile bucurii sau micile victorii pe care le-ați avut în momentul în care ați lucrat la teme sau pe care le-ați învățat în cadrul acestui webinar. Cum ziceam, pur și simplu ne vor da energie să continuăm să facem ceea ce facem, să facem și mai bine, orice feedback este apreciat. Așa că nu vă sfiiți să ne scrieți, chiar dacă aveți critică, da? Și critica poate fi foarte constructivă și un șut în fund, un pas în față. Vă mulțumesc cu asta. Dacă aveți orice alte întrebări, vă stau la dispoziție, fie acum, fie în cadrul temei, fie după. Ana, ai cuvântul. Mulțumim mult, Oana. Orice întrebări care au rămas nerăspunse sau ce întrebări mai aveți, le putem primi și pe mail și vă răspundem cât de curând. Tuturor vă mulțumim încă o dată pentru prezență și atenție. Revenim zilele următoare, cum am spus, cu acel mail de follow-up, cu toate detaliile. Acum, ca de obicei, mă grăbesc să închidem webinarul pentru ca acel formular de feedback de final să apară în câteva secunde pe ecran. Mulțumim mult! La revedere! La revedere!